Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod cu jocul în care distrugem un oraș. Asta e, bă, băiatule, asta e. Așa se începe un episod, distrugând ceva. Este incredibil. Oameni buni, bine v-am găsit la un nou episod. Ultima dată am deblocat într-un sfârșit casele pentru bogați aici pe plajă, frumos, sexy, alea. Ce tare arată. Mai ales când vine toată chestiuța asta așa înspre. De-abia aștept să nuț în aceste... Îți vine să borești mai pe scurt. Și am deblocat și birourile care încetul cu încetul o să vină și o să-și facă aici viața. Și hai să ne uităm puțin la un parc între birourile astea. Neapărat un parc, cine știe ce. Dar să fie ceva. Hai să mergem aici și dăm așa. Ce sunt astea? De exemplu, ce asta? Tropical Garden. Cum să nu vrei așa ceva? Zici și mie, a? Punem așa, fix una aici. Și n-am bucurat pe nimeni? Mă gândesc să fie așa un Tropical Garden, să bucur oamenii, dar văd că nu s-a bucurat nimeni. De ce, bă? Poate trebuia să-l pun mai lângă asta. Am pierdut niște bani acum. Bun. Industria mea se plânge extrem de tare pentru că nu avem destui oameni. Nicio problemă. Cred că astăzi facem niște cartiere în plus aici. Dar, you know, au probleme mari și după ne ocupăm și de spitale și alte nebunii, da? Ba nu! Oamenii vor zone comerciale. Hai, frate, pe bune, chiar asta vreți acum? Hai, frate, voi nu știți ce vreți, asta e faza. Ok, bine, dacă vreți asta, eu vă dau asta, nu pot să zic că nu. Vreau să începem de undeva de aici. Freeform, mulțumesc. Să facem niște zone comerciale, dacă oamenii vor zone comerciale, eu să nu le dau zone comerciale, bă. Aș fi nesimțit. Și asta când o să unească? Da, cred că o să fie... da, bine, bă, normal că da. Dar stai puțin, arată bine? Nu arată prea bine. Dar nici așa nu arată prea bine. Așa arată bine. Ba nu! What the freaking... Caca. Scoatem. Și punem de astea. Eu trebuie să mai am grijă și la bani. Hei! Am înțeles. Stai că e greșit. Trebuie pus din ăsta. Uite, băi, deci cred că am dat mai mulți bani în jocul ăsta pe autostrăzi și din astea. Serios vorbesc cu voi. Autostrăzi, drumuri, pana mea. Nu contează. Jean boxează, nu? Sexy. Și acum... Drumuri de 4. Ceva de genul acesta. Vreau unul. Ne uităm și la bani, că... Da, de fapt, lasă jocul să meargă, că... Poate rămân fără bani așa deodată și nebunesc pe aici. Vreau să am așa. Și... Depinde să mai am. Ar fi ca lumea de aici. Să fie așa? Nu. Să fie așa. Trebuie să mă uit de sus. Să zicem așa. Nu. Să zicem așa. Dar parcă e prea drept. Nu vreau drept. Habar n-aveți ce vreau să fac, nu? Nici eu. Dar aș vrea să se facă drumul ăsta altfel. Ce? Education? Avem facultate. Trebuie să punem și facultatea. Da, lasă-mă cu facultatea, că n-am chef de ea acum. Chiar nu am chef de ea. Nu. Dacă oamenii cer zone comerciale, noi să nu le dăm? Să le dăm. Știi ceva? Fuck it! O să o ducem așa. Și
Și de aici o să facem așa. Aha. Și ca să fie mai eficient, o să mergem una aici și încă o stradă aici și gata. Dar vreau o stradă curbă. Așa. Ca să-și mai construiască oamenii construcții. Bun. Hai să luăm de astea de data aceasta. Punem High Density Commercial Zone. Înțelegeți? Adică niște magazine puțin mai bune decât cele pe care le-am avut până acum. Să facem, o să pictăm. Întotdeauna știți că asta îmi place mie să fac. Să pictăm și așteptăm să vină cât mai mulți. Da? Să sperăm că o să fie bine și frumos. Și după ne ocupăm, astăzi punem și un spital, oameni buni, ar trebui să punem și un spital neapărat. Vă place cum pictez? Știu. Ia, dacă facem cu asta, ne mișcăm mai repede oare? Nu. Trebuie să pictăm. De partea asta o să fie foarte frumoasă pentru magazine și toate alea. Dar cum? Bun. De-abia aștept să văd cum vin băieții și-și fac chestii ca lumea. Gunoiul, ce? Oameni. Ce? Oameni care nu sunt educați? Stai, ce? Bă, dar ușor, băieți mei, nu vă mai panicați atâta. Repede, panică, man. Sigur nu vreți acum. Stai să vezi că o să vrea ăștia. O să vrea. O grămadă de oameni. Și noi nu o să avem destui, fii atent. De asta o să vreau să dau un freeform aici. Deci să ne uităm la poluarea fonică. Să nu băgăm case pe aici așa de aproape. Să lăsăm cam așa. Nu. Poate ar... Cum să facem aici? Să intersectăm așa oare? Mai punem case. Nu sunt eu cel mai expert la astea. Sper că înțelegeți și voi că... Nu sunt un expert. Dar încerc să... Pun cât mai multe case. Asta e ideea. Așa. Am dat play? Nu am dat play. Băi, tot timpul uit jocul ăsta pe stop. Ceea ce e o stupizenie câteodată. Nu lăsa jocul pe stop. Lasă-l pe viteza 2 sau 1. Dacă nu vrei să ai probleme. Bun. Și cu poliția aveam probleme. Deja ai abandonat locul ăsta. De ce ești abandonat? Nu fi abandonat. Bun, hai să ne uităm la The Police. Fuck The Police, coming straight from the underground. Parcă aveau probleme undeva pe aici. Dar văd că poliția asta e destul... Bă, dar ce fain arată orașul, dă-te dracu. Chiar arată fain, nu știu, mie îmi place. Nu știu de voi, dar mie îmi place. Eu vreau să mai pun un... Oh my god. Tot timpul la industrie ia foc câte ceva. Am să doresc să adaug această chestie. Departamentul de pompieri, să-l punem undeva cât mai aproape de oraș și de toate astea. L-aș pune aici pentru că zona asta e verde, da? Și când o să punem aici și o să mai fie alte chestii, o să fie tot verde, deci e ok dacă o punem pe undeva pe aici, nu? Sau aici? Nu. Aici cred că ar arăta superb. Și ar acoperi destul de tare. Da. Poate trebuia să o pun puțin mai aici. Ca să aibă curent. Dar din nou, colpirul nu se gândește. Vedeți că asta produce propria energie? Ceea ce e foarte tare. Asta o să iei energie de la asta. E ok. It's ok, man. All good. Bă, nu vă mai plângeți, bă, câți customers vreți, frate. Eu pun acum oameni, dar mai lăsați-mă în plata domnului.
Vreți oameni? Let's go! Să punem oameni. Și o să distrugem noi apă. Au nevoie de apă pompierii. Nu pun aici. Nu, gata. Stop. Că de aici vreau să fie industria. Gata. Apă. Imediat îți dă nenea colpir și apă. Vreau să mai extindem și industria pe partea asta. Vedeți pe unde e maroul ăsta nasol? E, cam așa o să fie industria pe aici peste tot. Zic eu. Eu am pus, frate. Acum o să mai vină și oameni, frate. Că să-mi bat piciorul. Tot timpul e vina mea. Eu am pus, numai că nu vin oamenii. Durează ceva. Uite, încetul cu încetul vin și bogații și uite ce frumoase sunt casele, așa, da? Opa, am văzut o problemă aici. Apă. Poate ar trebui să fiu mai atent. Poate. Nu neapărat, poate. Așa, și de undeva de aici. No, hai să dăm pe la capăt, că știu că o să fie nevoie. Barabim, barabum, bam! Ce oraș frumos are nenea Colpirus. Unde, de aici? Bun. Și asta... Ce aiure ai făcut aici? Las-o așa momentan. Bun, dăm play. No, deci ăștia se plâng în continuu că nu au destui oameni. Ce să le mai fac eu? Bun, hai să ne mai uităm la alte chestii interesante pe care am putea să le punem noi. Ziceam eu, ăsta e poliția? Nu, e fire departamentul. Foarte bine că l-am pus. Hai să punem și spitalul astăzi. Shit, nu avem bani. Bă, fraților, uitați puțin ce puțin bani mai avem. Oh, shit. Mai avem 10.000 de dolari. Mă scuzați că vorbeam cu... Mi-am pus mâna la gură când vorbeam. Dar... Eu nu realizez că... Orașul meu a rămas fără bani. Dăm speed 3 și așteptăm să facem niște bani, să punem și un spital și de astea că... Că nu e bine. Așteptăm să se mute și lumea între timp. Până acum e bine. Văd câteva probleme. Am crezut că e apă. Văd chestia asta albastră și credeam că e apă. Ok. Mă uit la probleme din ce în ce mai tare. Probleme criminale. O să punem și ăla de poliție cândva. Dar nu știu pe unde. Școlile. Da, ar cam trebui, frate, să punem și facultatea. Dar mai întâi să facem bani. Să punem și facultatea, că... Cei care lucrează la birou nu pot să fie cu liceu, știi? Adică mai trebuie să faci și o facultate. Și urmează să o punem și pe aia. Ok. Să mă așa să facem puțin bănet, că stăm cam prost cu bănetul. Nici n-am observat. Pur și simplu am stat, m-am jucat, așa, și am zis că gata, eu am bani infiniți. No? No, Colpir, nu ai. Crede-mă că nu ai. La apă n-am reușit. Când ajungem la populație de 15.000 de oameni, o să reușim să avem water... Tratamentul pentru apă. Bine. Cu grijă când mai sunt construcții de dărâmat, să le dărâmăm imediat, să nu lăsăm prea multe. Că de obicei asta supără oamenii, știi? Și nu-i prea frumos. Mai sunt chestii? E, mai este un criminal acolo, 2-3, da? Asta e viața, n-ai ce să faci. Viața e grea, mătui mare, semne bune anuare. Traficul este prost, ca întotdeauna. Păi, prin oraș l-am făcut bine. Ceea ce mă bucură. Da, pe aici sunt probleme. Ce tare arată. Așa, da, frate, merge aici, mănânci o gogoașă, o treabă, o caracatiță, vedeți aici. Frumos, fancy, frate, nu așa? Să facem banii, hai că facem banii. Make me some money, man. Place cum arată locul ăsta. Trebuie să ne gândim cum facem cu... Opa! Tu, comentezi? Bye, bye! Să nu te mai aud. Opa! Oameni morți?
De ce? Care e problema? Nu am mai murit, gata. M-am luat puțin de el și nu am mai murit. Să vedem noi cum Unique Buildings Level 5, dar chiar bă, parc, dar nu văd nimic, ok. Zicea cineva mai de mult acum câteva episoade bune că la industrie să mă duc undeva. Aha, cred că pe aici. Și a, ba nu. Small city, yes! Ce avem aici? Hydro power plant. Ok, știu ce e asta, o să vedem imediat, o să vă arăt. Train station, stație de tren și cargo train, nu știu cum. Ok, putem să facem și asta, într-adevăr. Hai să vă arăt chestia aia, cum putem să mai producem energie, dacă suntem șmecheri. Energie, am zis. Asta. Hydro power plant. Ok. Acest hydro power plant se poate pune gen pe unde este unde este viteza apei mult mai mare. Și dacă aici este viteza apei mult mai mare, noi putem să punem un fel de baraj de ăsta care produce energie cu ajutorul apei. Sau putem să-l punem chiar aici, dacă nu mă înșel. Dar numai că nu vreau să-l pun acum. Că, din câte am văzut, nu produce foarte multă, foarte multă energie. Ceea ce e tristuț. Așa că o să ne bazăm pe ce avem în continuare și aia e. Bun. Am făcut ceva bani, am văzut. Să dăm bulldoze mai întâi la asta și asta, să nu le mai văd că tot pleacă. Punem apă, ca întotdeauna uităm asta, nu știu cum. Colpiruț. Așa. Bun, și când adăugăm și copăcei pe aici, nu-i momentul acum să dăm cei mai mulți bani pe copaci, o să fie ok pentru oameni. Adică nu, o să arate estetic mult mai bine, știi? Și o să fie frumos. Bun. Am zis că adăugăm spitalul ca să nu avem probleme pe viitor cu spitalul, da? Hai să-l punem undeva. Aici apare un loc bun. Sincer, pare un loc foarte bun, chiar dacă distruge. Sau aici. Încape aici? Du-te mă că încape aici, ești nebun. Punem aici, că arată prea bine. Lângă cimitir, în caz de ceva, pac, imediat îl bagă la... Asta e trist. E foarte trist, dar e adevărat. Look at this, man. Așa, da. Make me some money. Nu, asta nu o să ne producă bani, dar măcar o să ne țină oamenii sănătoși. Next. Să avem nevoie de... Ăsta cu fire-ul am pus, o să avem nevoie de un departament de poliție mult mai mare. Și de facultate. Da? Deci, ca să producem mai mulți bani, acum ar fi momentul să adăugăm și niște... drumuri. Să adăugăm niște industrie, voiam să zic, doamne, ce prost sunt câteodată. Hei, drept. Vreau drept aici. Nu? Voi nu vreți? Bine. Punem așa... Să mor tu că nu vrei drept aici. Vrei strâmb. Haide, te rog, eu nu vrei drept. Nu vrei? Bine. Gat, las că facem altfel. Dacă tu nu vrei, eu te vreau. Așa. Și pe aici, pe undeva... Nu. Da, știu că arată aiurea locul ăsta, dar... N-avem ce să-i facem. Gen, sunt dealuri și de astea. Aia. Să punem industria. Și bam! Și acum punem, colorăm industria, da? Unde e ăla de colorat? Că se cere acum industrie, după cum vedeți. Probabil sunt prea mulți muncitori. Care nu au job. Și colpir... Vine și le dă job, ca întotdeauna. Bine.
E poziționat ca maior. Știu că e poziționat ca maior, dar ce să faci? Trebuie să ocupăm și locul ăsta la un moment dat. A, apă, să nu uităm de apă. Ca întotdeauna. Să nu depășim locul ăsta acum că nu are rost. Văd acolo un fire, un incendiu. Punem și ăsta așa. Ok. Și pe aici? Avem nevoie și de una de asta? Bine. Bine, bossule. Ia să vedem ce face incendiul nostru. Hei, l-o stins. Wow. De ce mergeți așa încetă? Sunteți leneși? Bugați-i viteză, bă, nebunilor. Uite cum se construiesc, repede. Când este dorință, oamenii chiar muncesc. Așa, așa vă vreau. Produceți-mi bani acum. Bă, bun, hai să vă explic ce o să facem în viitor, când o să fie... Probabil în episodul viitor, mă mai gândesc. Vreau ceva de genul ăsta, să iau... Oh, shit! E grav acolo. Să iau de aici drumul ăsta și să fac un pod care să ducă spre drumul ăsta. Și aici la fel, unul care să ducă înspre afară. Adică o să fie două poduri nu legate, una lângă alta, care o să arate superb. Băi, de abia aștept să construiesc aia, deci cred că o să fie super bine pentru flow-ul orașului, gen. Intratul și ieșitul din oraș o să fie mult, mult mai bun. Hey! Are you good, guys? Așa ziceam și eu. Fiți buni. Nu fiți nebuni. Avem 10.000 de oameni și începem într-adevăr acum să mai producem niște bănuți. Încetul cu încetul. Nu foarte repede, dar încercăm. Bun. Industria asta... Poluează, frate, poluează. Dar nu știu cum facem. Vreau să o separ la un moment dat, vă dați seama, nu? De locul ăsta. Hă, cineva a murit acolo? Vreau să o separ și nu știu cum o să vină. Ia dacă chiar să punem aici o stradă de 4, văd? Cred. Oh, ce frumos se unește. Și aici o să fie în continuare case. Și până... E, caca. Hai că plănuim chestii mari. Hei, fără copaci aici, pentru că de acum o să fie industrie. Haha. Vreau să distrugem chestiile astea. Stâlpii de tensiune, că nu au rost. Adică au rost, dar... Pana mea. Yeah. Și între asta... Fiți atenți cum o să decurgă situația. Așa, bun. E, aici o să începem să punem copăcei, destul de mulți. Pe partea asta, vezi? Pentru că urmează să fie industrie. Ia să punem acum chiar industria. Cetul cu cetul. Wow, și de data asta nu o să mai fie poziționată pe munți. Wow, mulțumim. Mulțumim, Colpir, că nu ne mai pui prin munți. Să fie de industrie, de mă doare capul. No, de asta vreau să colorez. Place să colorez. Bam! Bun. Da, pe aici n-aș vrea totuși să am copăcei. Mulțumesc pentru intenție, dar nu. Nu este așa de frumos încât să am nevoie de copăcei. Gata. Așa. Bun, și după... chestii de distrus. Hai să distrugem. Da, după cum ziceam, când o să vină mai multe de-astea construcții, o să punem copăcei și sperăm că o să fie mai ok. Uite că deja iarăși am rămas fără bani, pentru că tot timpul punem chestii de parcă n-am avea o limită de bani. Nu știu cum facem asta, dar tot timpul facem asta și nu-i frumos. Curentul e bine,
Am putea chiar să scăpăm. Aba nu, de astea avem nevoie în continuare? Sincer, nu cred că mai avem nevoie de astea. Tu, de exemplu, poți să dispari. Ce s-a construit aici? What? Știi ceva? Ieși de aici. N-am nevoie de tine. Nici de asta nu mai am nevoie. Și nici de asta. Și nici de asta. Și nici de asta. Cred. Ok. Chestii de distrus, mulțumesc. Așa, asta îmi place mie la jocul ăsta. Că trebuie să distrug. Ce construiesc trebuie să distrug. Bă, poliția, bă. Cât costă, frate? Că vreau să-i pun neapărat un departament de poliție de ăsta. 60.000? Are you stupid? Well, cam mult, frate. Zic eu. Părerea mea personală. Care nu știu dacă interesează pe multă lume. Hei! Da, băi! Boys! Cred că am dat lovitura. Încetul cu încetul arată din ce în ce mai fain. Astea nu prea-mi plac. Da, poate o să-și revină. Cred că pot să fac un episod în continuu numai să distrug construcții. Hei, tu, ce problemă ai? Facility empty. Nice! Înseamnă că putem să punem să primească înapoi gunoiul. Că, dacă vă amintiți din episodul anterior, am zis că nu mai vreau să țină gunoiul aici și să ducă înspre chestia asta. Acum asta e plină. Păi atunci îi dăm lua asta să scoată gunoiul și să ducă în incinerațion. Așa, incinerațion. Așa se pronunță, da. Fix așa, cum zic eu. Serios vorbesc. Bun. Ce probleme mai avem? În afară de criminali, care sunt foarte mulți. You know what? Ca să nu supărăm pe nimeni, hai să mergem la poliție și să punem una așa mai micuță. De ce zic? Dacă punem una aici, e ok? Nu prea ne ajută. Pentru că noi tot timpul avem criminali aici, foarte mulți. Să distrugem, chiar merită asta? Să punem un departament de poliție. Unde e celălalt? Acolo. Hai să-l punem pe ăsta. Deci până unde e verde, până acolo. Ok. Hai să punem aici unul de ăsta mai micuț și aia, că tocmai aici sunt cei mai mulți criminali. Știu că mai sunt și pe aici, dar aici o să punem the big boy, știi? O să-l punem pe ăsta de 60.000 de dolari. O să-l punem pe undeva pe aici, pe unde sunt băieții ăștia și toate alea. Oh shit, nu mai avem curent. Why? Nu mai ține bine curentul. Bugetul la curente maxime și prost. Și la gunoi să-l mai ridicăm puțin. De fapt, ce tot îl ridic eu acum, că acum să vai de capul meu, nu prea am bani. Nu aveți curent, eh? Well, mai aveți de așteptat până la... Ia. Yeah. Dar aici arată că e ok. Hei! Bă, dar bine că rămâneți toți fără curent, așa deodată. Bă, ești prost. De ce? Sunt prea mulți? Asta e faza? Stați că mă gândesc. Oh my god! Suntem 30 de minute de episod. Nici nu am realizat, oameni buni. Ceea ce e bine pentru voi, I guess. E bine pentru voi că eu n-am realizat. Nici n-am realizat, sunt sincer. Mă jucam aici. Sunt prea pasionat de jocul ăsta. Îmi place prea tare. Ce vrei să fac? Nu-i rău. Chestia asta nu-i rea deloc. Bun, n-avem curent. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tu, drace, nu primești destul oil. Ceea ce e grav. Asta înseamnă că traficul este oribil. Oh, nu! Oh, shit! Voi vedeți până unde e backed up? Well, guys, cred că ar fi ok să ne oprim aici și în următorul episod să încercăm să rezolvăm problema cu traficul ca să poată distribuie și destul de mult
Oil la chestiile alea. Ca să producă energie la oraș. Wow. Ok, ok, gata. În următorul episod facem chestia aia și să sperăm că o să decurgă totul mult mai bine. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit, sper că vă place seria în continuare. Vă mulțumesc că v-ați uitat până aici, dacă v-ați uitat. 30 de minute, îi ceva. N-am vrut să-l fac de 30 de minute, dar ești așa și e bine, e ok. Sunt de acord că n-am făcut niciunul până acum de 30 de minute și mă bucur că l-am făcut pe ăsta. Oameni buni, gata, la revedere, să aveți o zi faină și să nu uitați să lăsați un like și o abonare dacă n-ați făcut-o până acum. La revedere, oameni buni!